să mineze în interiorul acestor arhive și să scoată la lumină documente de o valoare incredibilă. Am văzut câteva mostre, dar nu numai pe direcția asta, să mergem, să spunem, pe biblioteci virtuale și pe punerea în valoarea istoriei orașului. Există foarte multă lume inteligentă care încerc acum să o mobilizez. Asta este cuvântul cheie care l-am întâlnit și la Helsinki. Să încercăm să identificăm și să mobilizăm aceste inteligențe, să le punem în valoare, să vedem ce idei de proiecte au, să-i împingem. Exact acesta este traducerea cuvântului to push into consortium. Să-i împingem în aceste consorții și în felul acesta să obțină fonduri necesare ca să poată să se dezvolte și de asemenea să poată să se integreze efectiv în structurile europene. Deci integrarea europeană nu este povestea politică că hai să ne integrăm, nu. Deci muzeul de istorie trebuie să intre în consorțiu care îi se potrivește, farmecul trebuie să intre în consorțiu care îi se potrivește. Asta înseamnă integrarea și în felul acesta prin participarea la dezvoltarea proiectului respectiv să poată să creeze valoare nouă și în felul ăsta să aducă această valoare și la Cluj. Știu că una dintre variantele lansate acum în preajma integrării este faptul că multe IMM-uri vor dispărea, cele care nu sunt competitive, deja este o spaimă printre cei care au IMM-uri. Care este realitatea? Tu te-ai întors tocmai de la conferința de la Helsinki, care a avut loc în 23 noiembrie. Spune-ne ce s-a discutat acolo și... Nu știu, ne încurajezi, nu vreau să anticipez eu răspunsul tău. Nu vreau să fiu prăpăstios, dar așa se va întâmpla. Se va întâmpla așa din cauza faptului că IMM-urile, deși au fost atenționate, deci nu cred că cineva poate să spună că n-a știut că vom intra în Uniunea Europeană, că trebuie să ne aliniem la standarde europene, că am adus, să avem programe, cum sunt cele cu Germania, de exemplu. Pe Germania de 5 ani de zile ne pune la dispoziție experți consultanți de mare valoare care vin și dau consultanță gratuită firmelor noastre. Deci nu poate nimeni să spună că n-a știut de ce se va întâmpla. Faptul că n-au luat măsurile din timp și au luat-o așa mai ușor și mai relaxat, consecința asta va fi. IMM-urile inteligente care s-au pus la punct, care au intrat în contact cu civilizația europeană de vârf, care nu s-au ocupat de second hand sau știu eu, de adus și dus mașini, câștiguri ușoare sau schimb valutar. Sau, sigur că acelea sunt preferate în general, au deja contracte de export, avem branduri la Cluj, deci avem branduri la Cluj care fac ca orașul să crească foarte mult în valoare. Acestea nu vor dispare. Mai mult, aceste IMM-uri inteligente și-au dezvoltat mici nuclee, să nu spun departamente, dar mici nuclee de cercetare dezvoltare. Au avut legături cu universitățile, unde sunt inteligențele, unde se află, sigur, jobul principal. Au făcut colaborări, nu numai la noi, la Universitatea Babeș, dar sunt exemple la Universitatea Tehnică. Nu vorbesc de Universitatea Agricolă. Dacă mai ții minte, acum un an eram cu prorectorul Panfil, nu, invitat de tine, și el avea un discurs foarte avansat vis-a-vis de partea asta de inovare și cercetare. Plus că își dezvoltau laboratoarele, introduceau sisteme automate, toată lumea pe calculator, deci aveau o deschidere extraordinară. Deci aceste IMM-uri care au înțeles și sunt la Cluj, pot să dau zeci de exemple, chiar dacă le fac reclamă, nu cred că, plătesc eu eventual dacă vrei, plătesc eu pentru că merită exemple, nominalizate, da. Deci sunt clujeni deștepți, foarte bine înfipți, cu relații foarte bune afară, care au înțeles care este situația și care și-au dezvoltat firmele. Ceilalți, sigur că pentru ceilalți există niște fonduri de salvare. Deci pentru ăștia avem acest program 7, Seven Fifth Program, programul 7 dezvoltare, care
Se va derula în perioada 2007-2013. Sunt pe masă 50 de miliarde de euro. Foarte mulți bani pentru IMM-uri. Deci vor fi foarte mulți bani pentru întreprinderi mici și mijlocii. Acestea sunt documentele programatice care le-am adus de la Helsinki, care privesc diferite, să le iau pe cel cu IMM-urile, dacă discutăm de IMM-uri, este European Union Support Programs for SMEs. Deci este un document care sintetizează toate tipurile de finanțări sau de suporturi care vor fi date întreprinderilor mici și mijlocii din Europa. Deci dacă acest document va fi cunoscut de toate IMM-urile din Cluj, asta este rolul meu și speranța că cineva o să-mi dea atenție, vorbesc din cei care n-au marșat încă în direcția asta. Ce vor trebui? Numai să contacteze ca să primească informații de la tine? Da, sigur. Este un site pe internet, toată lumea îl cunoaște. Aș adăuga și eu că în Planul Național de Cercetare Dezvoltare este un capitol special destinat IMM-urilor cu fonduri foarte multe. Deci avem fonduri europene, avem fonduri naționale și vor fi multe. O problemă va fi că cea mai importantă, nu vom avea resurse umane apte să facă aceste programe, să facă dezvoltarea pe care e plătită de aceste programe. Iar ce spuneați dumneavoastră, doamna Țăranu, nimeni nu va desfința IMM-urile, le va desfința concurența. Vor veni alte IMM-uri din alte părți cu servicii mai bune, mai ieftine și atunci se vor dispărea de la sine. Asta e problema. Nu vine regula Uniunii Europene care spune tu nu mai exigi de mâine. Dar nu îndeplinesc niște standarde de calitate, n-au niște performanțe, nu fac...